Bunelor, ce prezări, bă, la un nou episod de Brăza Hainușilor cu Cosmarin. Eu aici prezent, bă, ca de obicei, bă, ce fășați, bă, sunteți bine în puțuțelor, bă, ziceți-mi ce mai fășați, bă. Anyway, bă, minecilor, bă, suntem aici așa cu Mr. Fulger, salut, bă, Fulgerică. De când nu ne-am mai văzut tătie, acolo am lăsat acolo și așa uitat de ea, bă. Pare rău, bă, Fulger, pare rău, tătie, cu promiet că am grijă de tine de acum, ok? Ia, ia, stai cu ăsta, hai, te și fieri și ea, tăi. Bun, bă, minecilor, planul de azi, bă, care e următorul, bă? Trebuie să mutăm seara, bă, biciul ăsta. Bă, a venit momentul, bă, a venit momentul. O venit săracul villager de Cilișea, bă, l-avem de la începutul serii cu noi, bă, și trebuie să-l mutăm. A venit momentul să-i găsăm și noi cocioaba, cocioaba în pieșterică. Hai, auză, bă, țăgarule, gata, te mutăm de aici și nu mai stăm, nu mai stăm pe gânduri. Ne-așa, Fulger, așa facem, tatică. Nu, bă, ce-ai făcut, bă, Fulger, ai trașut-o? Ha, trașe-l în barcul ăsta aici, bă. A văzut ceva ciudat, foarte, foarte, foarte ciudat, bă, nu știu, minionul, dacă mai este acolo, ia să vedem. Bă, trecem pe aici, pe în zonă și e, și l-am văzut, bă, a dispărut. Bă, nu a dispărut, ui, ce m-a spăria, bă. Uite la țăgarul ordinar, bă, s-o băgat în barcă cu zobalăul nostru. Tu, animalule, ce cauți acolo? Mori! Nu, sper să nu explodezi, te rog, nu ai explodat, te rog, nu ai explodat. Uuu, e n-am bucata. Pisă și ea, tu, bă, s-o băgat în barcă cu drujdielul nostru, acelui șa, bă. N-am văzut așa ceva, bă, de când m-am născut eu, n-am văzut așa ceva. Să gană în puță de la mogoșoaia, bă. Da, bă, minunților. Deci, planul nostru este și următorul, bă, să-i băgăm, bă, să băgăm villager înăuntru, bine, dacă reușim să ducem și pe ăla, suntem bogădani. Și după aia o să construim ceva șmecherie, că, bă, că dacă tot mă faceți bieță, bă, în puțăților, azi vă construim, bă, mare, mare, mare vii, bă. Cu butoși, bă, și cu niște alea, poate face și niște butoaie, știi, ca și cum mă duci în toate alea, bă. O să fie amuzat, bă, o să fie amuzat, facem mare time lapse-ul. Nu știu, vrem prima oară să construiesc continuare la moară, dar n-am avut timp, bă, n-avem timp, adică sunt foarte obosit, bă, sunt rupt în gură, efectiv, și da, nu poți, bă, nu poți, așa că trebuie să ne focusăm pe ce putem să facem, bă. Bun. Ca să înțelegeți, bă, ca să înțelegeți cât e obosit. A, să nu-i mai, vedem noi, le folosim noi altă dată la altceva. Fac, bă, dar am făcut să fii, bă, am făcut să fii, nu-i problemă de război. Bun, deci, ce o să facem acum, ia să vedem, cum facem, bă, ca să nu stricăm decoreanul pe acel șa, cum facem să-l ducem noi pe Sanovobiciu, deci, alo, unde trebuie să-mi iezi, bă, gaura aia? Bă, bă, că știu că am văzut gaură, aici, aha, deci cine, oh my god, tu mai zic, pui, dar e o leacă cam departe, bă, e o leacă departe, mă gândeam că e mai aproape, bă, dar... se pare că trebuie să mergem 50 de kilometri. Bun, ok, atunci facem așa. Facem mare. Hai că da. M-am decis, bă, urăsc villagerii. Chiar îi urăsc din tot sufletul. Adică, ca să înțelegeți așa, uitați-vă și voi ce e cine așa, bă. Deci a luat, știi că sara mămiciul ăla era prins acolo chiatră, bă, a luat în jobul de aici de la butoi, m-am chinuit jumătate de oră prin foc, a intrat pe la animale, s-a dus prin partea aia, pe la vale, pe acolo și a putut în direcția aia pe acolo, a luat o colpi după casă, bă, nu mai pot, deci efectiv m-a terminat psihic. Și de-abia acum am reușit, a luat o colo așa pe acolo și pe la căluț, ducea pe la paie și pe la din astea, de-abia am reușit să-l aduc în partea asta. Oh my fucking god! Oh my god! Nu! Repede, trebuie să prindem barca aici. Oh my god! No! Sau intră mai în card, te rog, intră mai în card! Fac orice! Bun, l-am adus aici. Ok, suntem ok. Dacă îi dăm drumul acum, ar trebui să cadă exact în minecart. What the? Vine să-i dau bucata, nu știu câtă viață mai are, bă, dar vine să-i dau bucata urătare. Intră în minecart! Nu, mai bine stai aici lângă apă. Intră. De ce nu intră în Minecraft? Asta e întrebarea mea. De ce nu intră în Minecraft? Dacă facem așa și împingem Minecraft-ul în drăcia aia. Și acum sus! Urcă sus! What the fuck, bă, ce are villagerii? Nu mai intră în Minecraft-uri.
Intră. Oh my god, nu mai suport, nu te mai suport, e cel mai cancer. E cel mai cancer villager care am avut vreodată în viața mea, mă jur pe ce am mai spus. E cel mai canceros villager ever. Rog, intră mai cap. Rog. Nu. Deci nu veni să cremă. După jumătate de oră, mă, după jumătate de oră am reușit să-l bag pe villager în Minecraft, mă. Unde-s villagerii, mă? Am venit să le dau foc la sate, să mă duc să le distrug tot ce au, ce prețuiesc mai presus. N-am mai văzut glitch-uri dintre astea în viața mea, efectiv. N-am mai văzut în viața mea să intri o barcă, să intri în Minecraft, dar se pare că asta e ceva nou. Da, se pare că ne-am distrus cam toată baza din cauza lui Sarva Biciul ăsta. E cel mai cancer villager care l-am avut vreodată în viața mea. Nu m-am mai chinuit așa de mult. A intrat și pe la animale, s-a dus și pe la mama lui. A făcut 360, a intrat prin foc, s-a ars la buceale, s-a intrat prin bushes. Bă, gândiți-vă că s-a dus până în partea aia. Și uitați-vă ce e aici. Uitați-vă și voi ce e aici. Adică ca să înțelegeți prin ce am trecut, bă. Prin ce cancer și oroare am trecut, bă. Bă, nu vă luați villager, bă. Atâta vă zic, bă. Nu vă luați villager, nu-i bine, bă. Nu-i bine. Bun, dă să ne culcăm repede, că după aia vin zuba la ieșiri din mănâncă la buceales. Dar, cum ziceam, bă, cacaia, uite-l la el să duce. Mă, nici măcar în Minecraft nu stai cu minte. Du-te în farina, bă, bine, încolo, înainte, du-te în șetul meu, împuțătul ordinar ce ești. Gata, du-te. Trebuie să-l băgăm pe țigarul ăsta. Oare dacă merge să-l împingi cu Minecraft-ul? Ia să vedem, merge oare? Hai da, cu topeu înainte de zeu. Oi, poropopoi, vine bada pe la doi. Mare distracție. Hai din capul nostru. Așa, ia bun. Și dacă împingem acum, ia să vedem, merge? Dacă împingem, merge să-l împingem pe Sarva Bici? Haide bă. Na, nu, îți pare că nu. Dar cu pe jos merge, așa, ușor. Și gata, dă-i înainte, du-te în farina, mă, uite-le. Da, deci nu vine să-i dau bucata, nu știu câtă viață mai are, cred că mai are două viețuși, bă, clar mai are două viețuși, de dacă mi-ai dau un pumn sau o păleașcă mortală, ceva, e terminat, Sarva Băbiciu. Dar măcar am reușit după jumătate de an, bă, am reușit să-l aducem mașinișa, bă, intră. Eee, dar cine era avem aici liceu? Aaaa, domnul Plushman? Nu. Ce faci, măi? Ai venit așa și să-l ajut pe Cosmoliniu? Da, am venit să văd ce faci, cum... Maoleo, câte bună... Da, nu băga seama acolo, e puțin... Puțină de doar, am și pe unde să ies? E o portiță acolo, dacă reușesc să o deschid. A, bine. Am ieșit. Da, băi, deci avem problema cerișoa cu villagerii ăștia. Mi-a murit unul exact acum, s-a lovit cu capul de părete. Am văzut, m-am panicat că am zis, bă, e la mine, că și eu lucram cu villagerii acum. Și acum mai am doi Sarva Bici, bă. Dar unul-i prins acelea în găoază, fieten, vin, o să-l viez. Ce-ți întâmplă? Hai să. Aici, l-am prins și l-o mâncază o bală, uite-te la el. E agățat acolo. Și am nevoie de poțăuri de weakness. Nu cumva. A, da. Nu cumva așa din nicăieri ai niște poțăuri. Ai spațiu? Nu, da. Băi, uite, două. Și o să mai las patru după aia la final. chiar n-am spațiu. Una, ok. Stai și 2 secunde. Doamne, feriască, bă. Ai și, de fapt, n-am mere de aur. Eu i-am zis, bă, Mojang, bă, Blue, Mojang. Tu trebuie să ne faci mai mult spațiu în inventar, bă, că nu ne ajunge. Așa e când ești gras. Da. Mamă, ce ai dat, da, îi dai și mărul. A, bă, acum îi dau și în poată. Așa, lăsat bă, să transformi, ieși acum, hai de acolo. Treci după, și că trebuie să tai lemnul cu brațe. Da, păi și eu sunt la manual, stai niște încă, îi dau cu fierăstrău să fie bine, să nu fie rău. Păi, da, faci mai ușor, mă urc în copac acolo și mai gata, dau jos. Uai, te-l pe împuță, cum stă acelișa, bă. Aici au fost trenul de villager, da? S-a dus pe ciocalete, au murit tot. Poți să-i dai mărul? Gata. Aia erau, toate bărcile astea erau toate villager. Au fost cu villager, ne-am chinuit pe live-uri. Gacha.
Omorit-o. Da, băi, bă, bluiere, băi, iese frumos, iese frumos, n-ai mai ajută ce, poțiunile astea de weakness, ai vreo să le lași? Da, că nu te las așa, vino cu aia și la Cosmalini. Te vreau să-ți mai lași niște poțiuni de weakness, bă, unde le las? A, bine, e dă-le, dă-le, coacă, când mai mi-e eliberat. Gata, așa. Uuuu, dar ai făcut o grămadă! Am făcut numai așa, sens, bă, eu nu mă complic cu câte una. Da, bă, pentru eforturile tale, să știi cu Cosma. Aoleu, stai, vrea să-mi dea, bă, unde-i portalul? Dar logică, unde cine? Portalul? Nu, mă, nu, mă, nu, te rog, te rog. Bă, mă șimt, mă șimt, nu, 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 te rog, te rog, te rog frumos, te rog frumos, nu. Nu, lasă, lasă, păstrează acolo, stai liniștit. A plecat, bă, nu vine să cred, bă, nu vrea să-mi ia banii. Da, bă, dragilor, bă, tocmai ce am început și eu o să filmez acum și ghiși ce mă s-a întâmplat. Merg acelișa într-o pișterică, mă, și-l găsesc pe țigarul ăsta în puțăt și l-am adus acelișa, mă. Bă, țigari, bă, te transformăm și pe tine înapoi. Da, și m-am blocat, era acelișa barcă, iar l-am adus prin sară, bă, biciul ăsta, prin cărucior, bă. Mă, cum e posibil, mă, bă, mă, mi-ești 2 metri, mă, 2 metri, nu exagerez, vedeți și voi, îți torciți pisi tot acelișa, bă, îți torciți păstă tot, bă. Unde dragi de miază, cum se face că am mers 2 metri și s-a spaurat un zobalou exact lângă țigarul ăsta și l-o băca, bă. Deci, eu n-am văzut așa ceva, bă, eu n-am văzut așa ceva. Și acum trebuie să facem 2 meri ca să-i salvăm prin puțâții ăștia și să aducem pățunii de la Mr. Blue și să-i transformăm înapoi, bă. Dar imposibil așa ceva, imposibil, bă, imposibil. No, bun, miere ne trebuie nouă acum așa, zâncă avem, n-avem nici miere, mai, nici acele noastre, bă. Da, revenim după un măr distanță, bă. Da, bă, bine, acelor, bă, asta a jumat de iar, bă, a spart un scopăcei din pe cele din prejur, dar într-un final, bă, ne-a dat și nouă două miere, bă. Nu prea s-a meritat că ne-am făcut așa nișa mare pagubă la copășei, dar mă înțelegeți, băi, trebuia făcut așa asta, bă, trebuia făcut așa chestia asta și ce poți să faci, n-ai ce să faci. Bun, deci în momentul ăsta avem mierele, hai să luăm acelișa, să-l transformăm în goldăriene. Par cu goldurile nostru acelișa frumoasă, legă gărăcă, da. Bun, bun, bun. Și acum să vrem unii poțul unile, bă, să luăm și poțul unile de weakness, de la bambierul nostru acelișa, ne trebuie 2 poțul uni. Doamne, Mojang, te rog, Mojangule, dă-mi mai multă inventar, bă, că trebuie. Îmi trebuie mai mult inventar și nu înțelegi, și nu mă înțelegi de acelișa. Uite și tu, bă, îți plin, bă, îți plin. Na, bun. Hai să mergem să dăm poțăuanele la împuțăți ăștia și să-i transformăm. Sper că n-ai... Ah, și-a bine că n-a dispărut, bă. Și-a bine că n-ai dispărut, bă, țigarule. A venit așa să te salvez, na. Ia poțăuanele, bam, una adică pățână și mă rupai, bă, 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 bă. Și acum, secundu, bubun. Ia, bă, fraierii, bă, ia de cilișa, bă. Pe ăsta l-am vindecat de 3 ori până acum, bă, mă jur. De 3 ori l-am vindecat, bă, și nu vrea, bă, nu vrea să rămână viu, bă, nu vrea să rămână viu. În fine, bun, bun, bun. Deci trebuie să-i barcadăm cumva, bă, o să-i pun eu, o să-i las momentan așa. Da, bă, bine, celor, și acum mergem să facem mare time lapse, bă. Ne-am mutat villagerii, am băgat acelișa un sarăvă bici acolo și doi sunt partea aia mai în fund. Acum mergem să facem mare time lapse, bă, cu via, bă, cu mare vieță, bă, reală. Așa că nu uitați, bă, ne vedem la final, da? Hai da, mare time lapse. Thank you.
oamenilor, bă, în sfârșit a terminat, bă, cam așa arată via noastră. Deci, bă, eu zic că a ieșit destul de ok, având în vedere că suntem puțin de limitat așa cu itemile. Ce mă adăugat pe cine și-au fost niște butoiași, ca și cu oamenii bag acolo și-a vinoaica, niște torces dintre astea ca să avem lumină noaptea. Cu pe cei încă nu sunt editați, am pus doar așa, bă, mai ales că am avut niște fail-uri la începutul gura babilor din puțâți, bă. Cu așa numai din aia meditei și urâți, bă, și a trebuit să-i demontez. Între timp ne-au atacat și niște pillager, dar l-am prins pe sara vă biciul ăla să vede acolo și-a sign-ul. Deci hai să vă arăt așa cum arată prin vie. Însă o combinație dintre două bușii, dintre astea, dintre joar și de brăduțcă. Până printre, așa pus și niște dintre astea, bă, niște blue bears, niște red bears, pot să zic, bă. Ca să fie frumos, bă, celea, să zică că strugurei. Deci am pus butoaie păsă tot, niște luminițuri. Eu zic că ne-a ieșit, bă, eu zic că ne-a ieșit via noastră. Bine, nu-i full, cum să zic eu, nu-i full editat, adică o să mai băgăm o grămadă de nebuneli. Vreau să fac un gard așa împrejur, bă, vreau să fac un gard de chetroaică, ca să fie prins așa frumos. Momentan aici le-și au fost zona noastră de tăiat lemne, o să trebuiască să o modificăm și să o băgăm în altă parte. Dar vă înțelegeți voi, bă. Deci oricum, vreau să lăsați un comentariu acolo și, bă, dacă vă place cum a ieșit via noastră. Partea asta așa e un pic mai, cum zice, mai dotată, știi, are strugurei, pușpii, piliani, bă, uai, ce frumos. Merge așa prinăuntru, iei aici le-și-a struguria, ca pușc și după aia o bagi în butoiașe, bă. Easy peasy lemon squeezy-lean. Uite, vezi, băgăm și noi aici le-și-a, bă. Deci eu zic că ești destul de ok, bă. Chiar îmi place. Hai să vă arăt cum se vede și din sus abu. Boi-hu! Și când venim așa să vede via noastră de sus. Hai să ne oprim acelișa pe copășel. Fără la muci, bă, fără la muci. Uai, tete, așa frumos. Eu zic că chiar aici. Prima mea vie, bă, by the way, prima mea vie. Nu știu ce, bă, pe seria de Breast Hack. Nu știu, încerc lucruri noi, bă. Și chiar arată fain, bă, chiar arată fain. Mă gândiți-vă dacă editez și copăcii aia să arate frumos. Punem și ziduleanul de cheatră pe acelea prin jur. O să iasă super tare, o să super șmecherică, bă. Deci dacă aveți alte idei, bă, minionilor, ce vă ziceți să vă zic, bă? Să-mi ziceți acolo în comentarii, doar știți, bă, Cosma Lidiu, îmi place cât mai multe comentarii. Bă, 100 de comentarii, 100 de comentarii răspunim, bă. Nu problemă de război, bă. Dar nu uitați, bă, minionilor, până data viitoare, bă, dacă v-a plăcut acest episod, să dați un like, un subscribe și un share pentru Cosma Lidiu. Și noi ne vedem data viitoare, bă. Acum Cosma Lidiu se duce la bieță reală, bă. Duce să bagă vreo două pahari de vin și ne colcăm. Anyway, bă, pop dulci și aveți grijă de voi, bă, minionilor. Goodbye!